Da, produs din 3 3. Păi 3 ori 1.000. Și clar. Deci nu avem așa ceva. Da, 3.000 ori 2.000, n-ai un schimb în rate de 3. Da, 3.000. 3. 3 ori 2.000. 3 nu e schimb în rate de 3. Nu e egal pătrat perfect. Și atunci B-ul nu-l putem spune. Și B-ul care este acest număr, hai să zicem cu M, M, ori ceva la pătrat, M nu este pătrat perfect, rezultă de mesaj de vor că M diferit de pătrat. De răspunsul B nu poate să fie pătrat. Hai că mai vedem o dată, să mi-a plăcut foarte tare. Prima idee care am avut-o a fost aceea să ne ducem cu ultima cifră. Cam sperat noi. Ultima cifră să fie 2, 3, sau 3, 2, 3, 7 sau 8, ca să nu fie pătrat perfect. Am avut o șansă. Am avut o șansă, corect. Deci aveam o șansă. Construcția era bine făcută. Dar fiindcă ultima cifră ne dă 1, 5, 6, 9 și 4, sunt șanse să fie pătrat perfect, fie să nu fie. Da. Deci la momentele acestea nu mai putem decide cum am decis-o pentru 2, 7, 2, 3, 7 și 8. Și neputând să decidem, a trebuit să ne apucăm de treabă, să aranjăm tot de o bucată pătrat perfect și partea cealaltă să nu mai fie pătrat perfect. Sau să fie. De ce nu? Însă, în munca care am desfășurat-o, am fost dat că nu mai este pătrat perfect. Pentru că 1001, autorul nu degeaba a luat 1001. 1001 este un produs dintre numele prime. 7 ori 11. 7 ori 13. El face jocul de nesare din schemă. Practic, autorul când a construit ideea, să construie această idee centrală. Că 7 ori 11 ori 13 nu va mai apare din desfășurarea cealaltă, din cela de 2003. Da? Și n-am avut și un 3 în componență. În final, nu este pătrat perfect din cauza acelei bucăți pe care nu putem așeza ceva la doua. În concluzie, cu ce trebuie să plecăm? Ori de câte ori aveți un exercițiu mai dificil, încercați ca pentru pătrate perfecte să fie totul la a doua. Și dacă nu reușește asta, atunci un produs să fie, o bucată să fie pătrat perfect și cealaltă bucată mai mică să poți arăta. Este sau nu pătrat perfect. Și muncim pentru bucata aia mai mică. Deci ne strofocăm cât putem de tare. Și să facem un număr mai mic când mai avem fix de exercițiu. Și de egal cu 2 la 2 e plus 1. Aș vrea să-l dăm pe Petru, cu lacul mai mult. Am încis să fac. Da, Să se arată stabiliți dacă este. Păi vezi, aici mă interesează, stabiliți dacă. Acum dumne, trimiteți cu valul să fie pătrat perfect. Stabiliți. Nu nimic este natural. Da. Nu? Natural. Nu natural. Da, stabiliți, adică e cu semn de întrebare. Exact. Putem hotărâi că e pătrat sau nu este pătrat. Idei. Hai. 2 la n, 2 la 2n. Ori 2 plus 5 la 2n ori 125. Păi, ori 5 la 3, ori 125, până 3. Să urmăm cu ea până la capăt. Da. Vreau să vă disimez și la clasă de la fel. Voi, când un coleg vorbește,
Voi, dacă aveți o idee, nu mă interesează ce spuseam acum. Dar urmăriți că s-ar putea să aibă o idee foarte tare, foarte interesantă. Eu asta fac. Eu fur acum, fur de la idei, din ideile voastre. Eu nu știu să fac aici. Dar știți ce? Aștept foarte tare la voi inițiativă. Și atunci, ea a spus așa. Hai să scriem pe el ca fiind 2 la 2N. Dar de ce te gândim la 2 la 2N? Pentru că fiecare are pe 2 la 2N. Are la a doua. Da. Și visezi tu ca să fii totul la a doua. Da. Bun. Ori 2. Ori 5 la 2N. Ori 5 la 3N. 5 la 3N. Minus 3. Ah, ce faci asta minus 3? Asta mă rămâne. Dar poate mă ajută. Poate mă ajută. E cam mai departe. Mă scot pe 2 la N faptul. Merg pe varianta. Scot pe 2? 2 la N. 2 la 2 la n, la factor comun. Pe 2 la? 2 la n. 2 la n, factor comun. Acum. Dar factor comun, dintr-o sumă, da. Sumă diferențe. Adică să văd comun la mai mulți termeni, nu îl vezi tu comun. Acolo e o mulțime. Deci ideea cu factor comun, atenție. 2 la a 3-a plus 2 la a 5-a plus 2 la a 7-a este o sumă. Și aici spate în factor comun. Aici vorbim. Spate pe cel mai mic, pe 2 la a 3-a, da? Și este egal cu 1 plus 2 la a 4-a, 2 la a 2-a plus 2 la a 4-a. Deci, atenție. A scoate în factor comun înseamnă să vezi același lucru la 2 sau mai mulți termeni adunați scăzuți. Da? Asta să fie clar de acum pentru toată lumea. E mulțit acolo între ei, da. De ce e mulțit? Putem să facem 5 la 3. Cel mult, da, vede, ai fi scris ce acolo? 2 ori 5, totul la 2 e. Corect. Că și 2 la 2 e și 5 la 2 e. Corect. Asta l-am spus. Dar tu mi-ai spus factorul comun, te rog. Păi dacă ai pronunțat așa, eu nu știam ce să zic. Ai pronunțat cuvântul frumos și ai rezistat. Te-ai uitat filmuleți. Factor comun. Ai zis factor comun. E 2 ori 5, grupăm pe aia, 2 ori 5. Ăsta și cu ăsta, fiind același exponent, zicem egal cu 2 ori 5, 10. Sau se bată toată lumea, 2 ori 5, totul la 2 ori 5. De ce? E aceeași chestie, Dani. De ce nu erai de acord? Hai să rămâne și pe tine, poate ai și tu ideile care trebuie luată din cap, din căpșorul. Nu, dar zic asta din poate mă vede, e așa. Dar așa e. De ce nu e așa? Hai să spunem, vorbește-te. Nu se întâmplă nimic, eu nu fac din... De ce crezi că nu e corect? Zi mai pare. Eu au vrut 2 ori 5 la 3, Andrei. Dar am... 2 ori... Păi rămâi, ori 2 ori 5 la 3, în continuare. Dar până la sfârșit, dar în produsul e comutativ. Exact. Da? Deci poți și, și comutativ și asociativ. Adică trebuie să ducem în colțul în care vreau pe ramuse. Deci 2 ori 5 totul la 2, ori 2, ori 5 la 3, minus 3. Și egal cu 10 la puterea 2, adică 10 la n totul la 2. Și l-am aranjat pe asta. Ori 250. Ori 250. Că 5 la 3 am face, că 5 la 3 125 ori 3, ori 250, care e minus 3. Nu uitați că e minus 3 și acest lucru mă dă peste cap. Minus 3. Poate minus 3 să ne ajute, ori să ne încurce. Pentru că poate să fie... Poate să ne ajute foarte tare, sau poate să ne încurce foarte tare, în același timp. Dar hai să vedem de ce a zis autorul minus 3. Cam care ar fi rezultatul de aici? Care ultima cifră, așa. De ultima 0, da? Deci este un număr lung. Adică nu poți să fie. A, și 0 minus 3 înseamnă 7. Excepțional. Nu facem cu 7, nu-i pătrat perfect. Deci diferit, de pătrat,
Dacă poate să ne ajute, sau poate să ne încurci. Și vedeți minusul eu la cine a ajutat? Ne-a ajutat extraordinar de mult, de ultima cifră, de 207. Dacă e ultima cifră, 2, 3, 7 sau 8, nu-i pătrat perfect. Și acum să știm sigur, nici mai muncim. Nu mai am niciodată. Da. Ce-a avut autorul aici? Ce-a avut? Să urmărim ultima cifră. Să facem 10. 5 ori 2, 10. Nu era important cum am organizat noi. Da, nici nu conta acolo. Important era, era și ce la puterea e 0, 0 și 250, cum iar, da, 0. Da, iar 0. Tot jocul aici a fost făcut. Și-a pus minus 3 și la revedere. Și-a pus minus 3, dacă puneam minus 8? Dacă puneam minus 8, era 2. Dacă puneam 2? Dacă nu mergeam. Tot diferit de pe. Ia asigurați-vă că știu proprietatea asta, domnul profesor, unde a fost 2 ori 5 la 2 n. 2 ori 5 la? Vedeți că am avut 2 la 2 n, ori 5 la 2 n. Da. Oare, deci, să vedem dacă știu. Dați-i altceva. Să spunem, A la a treia, ori B la a doua, ori A la a cincea, egal cu. Care ești, David? Sigur că. Aici este banal. Cât este acolo? O să fie al... Păi dacă e același, o să fie al la a 8-a, da. Ori B la a 2-a. A la 8-a, ori B la a 2-a. Și egal mai departe. Dă-mi să vrea pătrat pe B. Păi pe a 8-a o să scriu ca a la 2... Nu cred de... A la 4-a și la 2-a. Așa. A la 4-a. Totul la a doua, ori pe la a doua. Și ce și a la doua. Și cum îți scrieți pătrat? Puteți scrie a la a doua, totul la a patra. Da, da. Dar de ce o să zice la a patra și totul la a doua? Nu am ce face. Nu, Davide! Cum? Ca să scrie pe doua. Ca să scrie ca un pătrat perfect. Ca să aibă aici la a doua. La a doua. Și să scrie că e a la a patra, ori pe totul la a doua. Asta este toată filozofia, scrie ceva la a doua. Ai înțeles de ce David l-a dus la a doua? Da. Deci nu întâmplător. Tu cum ai zis a la a doua, totul la a patra, e tot deșteaptă. Dar nu îți satisface ție nevoile de lucru. Vă satisface nevoile, pentru că dacă expune... Sigur că da. E bine, după aceea... Ai dreptate. Dar eu am insistat pe ideea finală aceea de a avea totul la a doua. Da. Da. S-a dus ora și la voi. Sinteză? Sinteza, voi ce-am făcut? Hai să vedem că n-am mai făcut. Ultima cifră am făcut. Sinteză, da. Oare. Puteri. Puteri. Operații cu puteri. Ultima cifră, pătrate perfecte, cuburi perfecte. Operații cu puteri. Factor comun. Factor comun. Comun. Ultima cifră, pătrate perfecte. Pătrate, pătrate. Perfecte. Cuburi perfecte. Perfecte. Un. Perfect. Da. Și ultima cifră, vă scrie. Ultima cifră. Ultima cifră. Cifră a unei puteri. Duminică are, Daria. Și când un număr nu este pătrat perfect. Corect. Da? Când... Duminică. Când un număr nu este pătrat perfect. Adică... Când nu poți aranja ca ceva la a doua, sau când ultima cifră este... Deci ultima cifră... Ultima cifră... Să fie 2, 7, 2... 3, 7, 3, 7 8. Și 8. Atunci nu este pătrat perfect. Dar ca niște instrucțiuni de ultimă... Daria, ascultă-ți, ultimă oră, da? De, pentru modul în care trebuie să te comporți la teză, la duminică. Deci, trebuie să-ți respecti niște criterii
cu sfințenie. Încredere în tine. Dacă tu, ca la orice teză, la orice lucrare, n-ai încredere înainte de a veni subiectul că tu poți să faci, n-ai nicio șansă. Dacă te încearcă starea aceea de neputință din capul vostru, fie greu, ce mă fac eu, ce nu pot, gata ești. Nu ai potențialul. Nu mai este în starea aceea maximă de nu mai ai forța aceea să abordeze chestiile. Un, doi, subiectele se iau în ordine accesibilității. De regulă, ele sunt organizate de cei care le fac subiectele, în ordinea asta. Mai bine, mai greu, deci de la mic la mare, de la mai ușor, mai greu. Dar asta este pentru cel care compune ieșițile. Tu s-ar putea să ai alt acces, într-o altă ordine. Așa suntem și la o lucrare, la o teză. Ce ți se pare, altora le pare mai greu, ți se pare mai ușor. Și de aceea trebuie să abordezi subiectul în ordinea în care tu ai acces la el. Se citește ieșiți odată, de două ori, de șapte ori, de nouă ori, până înțelegem. Și începem pe urmă să ne învârtim în jurul subiectului până când îl spargem. Mă, chestia asta, cam ce ar trebui să fac? Cam ce proprietăți? Ce este aici? Ce vrea să spună? Vrea să arăt un pătrat perfect. Adică să fie ceva, totul la a doua. Poate să fie o sumă, poate să fie o șmecherie acolo. Am făcut acum un produs. O parte ai reușit, cealaltă nu ai reușit. Acum te spui, niciodată asta n-am să reușesc. Că ai sesizat că nu poți să întâmple chestia asta. Ca să fie și bucata cealaltă, ar trebui divizorul aceea să fie la a doua. Ori constați că unul din divizor nu poate să fie la a doua. Sau altul, e la a treia. Dacă e la a treia, înseamnă că iese la unul, la a doua și nu rămâne unul. Pentru că timp este și are timp să stea... Sigur că da, timp este... Numai de ori fiecare subiect. Numai tu trebuie să ai încredere. Și am să-ți dau ca exemplu. Iar mă duc și spun. Deci, fiica mea, o te văd pe tine acolo și mă gândesc cu ani în urmă, când eram clasa a 5 ani și am făcut la nivelul județului, erau trei subiecte obligatorii. Au fost dată un al patrulea subiect. Așa să te testeze dacă cumva cineva o face. Le-a făcut toate patru, perfecte. Bravo. Pentru că a avut convingerea că ea poate. Și, permit să vă spun, acum, în clipa asta, acolo, în companie, lucrează management și ea și are șanse să se ducă foarte sus. Pentru că crede foarte multe posibilități. Deci, nu vă mai spun, sunt mică, soție, toate astea care sunt și pasionată de meseria ei. Da? Bravo, și doi copii și tot ce înseamnă acolo. Și să organizezi, să faci performanța asta, este extraordinar. Foarte. Este aproape imposibil. Dar e riguroasă, știi să-și planifice bine timpul și face totul performant. Bravo. Nu? Scapă niciodată. Și dovadă de aici de jos s-a format. Aproape, cred că a crescut, nu știu pe cine a copiat, eu nu sunt atât de riguros și atât de ordonat. Pe mame atunci. Atunci pe mame, sigur că da. Așa. Deci cineva a avut o contribuție acolo. Așa este. Așadar, aceste lucruri ți le-am pus cu drag pentru a înțelege că există posibilitatea să faci o figură bună. Nu trebuie să intri în panică, trebuie să-ți păstrezi un echilibru interior până în ultimul moment. Pentru că starea de panică te scoate din mână și tu ești o fire care intre foarte repede în panică și începe cu plânsul. Păi cu plânsul nu rezolvi nimic. Cu blocatul. Da. Și acel loc. Îl abandonezi în momentul ăla, dușa următorul și revii că ai timp. Da. Și mai întorci. Faci oricum mai mult decât ai intrat în panică. Exact. Da? Asta trebuie. Dușa următorul, liniștită și revii. La revedere. Uitați-vă, like și share. La revedere! La revedere!